Iar primele patru permise au fost înapoiate șoferilor care au fost testați pozitiv la drug test. Rezultatele au venit în mai puțin de 48 de ore, spun polițiștii. În total au fost testați 27 de șoferi, iar în cazul a 24 dintre ei, testul a fost confirmat pozitiv în urma analizelor. Ce vă pot informa la acest moment este că prevederile intrate în vigoare luni se aplică în cazul refuzului de testare la alcool și droguri, se aplică inclusiv șoferilor care au refuzat testarea sau au fost depistați pozitiv la testul drug test. Ce vă pot spune până la acest moment? Din cei 27 de șoferi testați pozitiv, începând cu data de 29 iunie și până luni, pentru 24 dintre ei, rezultatele au fost confirmate pozitiv de către Institutul Național de Medicină Legală Minovici, iar pentru cei 4 care au afirmat că au consumat diverse medicamente, rezultatele au venit negative. În cursul zilei de ieri, Brigada Rutieră a procedat la restituirea permiselor de conducere a celor 4 persoane în cauză. Rezultatele analizelor în urma testării au venit în mai puțin de 48 de ore. Astfel, șoferii care refuză testarea sau au un rezultat pozitiv la testul pentru alcool ori substanțe psihoactive vor avea permisul de conducere suspendat până la sosirea rezultatelor. Dacă șoferii al căror permis a fost suspendat nu își primesc rezultatul în cel mult 72 de ore de la recoltarea probelor, aceștia își vor primi permisul înapoi. Polițiștii rutieri din Ilfov au început cu pași repezi desfășurarea la activ a unei acțiuni de informare a participanților la trafic cu privire la ultimile modificări aduse. Polițiștii rutieri din Ilfov desfășoară o activitate de informare a participanților la trafic cu privire la ultimele modificări aduse în domeniul legislației rutiere și aici vorbim despre ordonanța de urgență 84/2024 care are ca scop reducerea riscului curilor rutiere și creșterea gradului de siguranță, iar pe de altă parte este o acțiune a colegilor de la rutieră pentru prevenirea cauzelor generatoare de accidente rutiere și aici vorbim despre alcool și droguri la volan, precum și despre nerespectarea regimului legal de viteză. Părerile românilor despre testarea cu aparatele drug test sunt împărțite. În timp ce unii le consideră benefice, în cazul altora se pare că nu au trecut testul suspiciunii. Nu știu ce să zic, că am auzit că testele astea cam dau erori și nu știu ce cum se procedează. Dacă ați făcut vreodată vreo testare? Nu. Nu? Nu. Nu. Am înțeles. Dacă ar fi să vă supuneți acum unei testări, ați fi de acord? Cazul în care, să zicem că s-a consumat alcool, atunci mi se pare normal să se ia permisul. Nu știam care este exact rutina pentru testul ăsta. Știu sigur că nu consum nimic și pot să fac orice test. Te-ai drogat și 10 ani stai, mergi cu tramvaiul. Nu au de ce să nu aibă încredere. Aparatele sunt foarte performante, folosite de toate polițiile din țările europene și nu indică acele rezultate de fals pozitiv.